Deși oficial PNR se află în opoziție, la Satu Mare coabitarea continuă și nu se însemne că funcționarea instituțiilor va fi perturbată de schimbările de la nivel central. Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Adrian Ștef, are în continuare o relație bună cu vicepreședintele Mircea Govor. Ca și lider al socialdemocraților, Govor va asigura legătura dintre Consiliu și Guvern pentru ca proiectele propuse să poată fi duse la bun sfârșit. Legătura cea mai bună o va face acum domnia sa pe mai departe cu guvernul Ponta 3, pentru că avem foarte multe proiecte, trebuie să le continuăm. Ambele partide politice aflate la conducerea Consiliului Județean înțeleg că vor avea loc schimbări în administrație ca urmare a ruperii USL, dar subliniază că prioritare sunt promisiunile făcute electoratului și nu jocul politic.